Radio 21. Stație de distracție. Ce ai tu de gând să faci nou la Liberty anul ăsta? Pentru că vii la Liberty, părei, de când eu aveam 7 ani sau ceva. Adică vin de la început. De acord, da, și cu asta. Da. Am fost acolo. Și ce ai de gând să schimbi în seara asta? Ora. Chiloții. Îi schimb? Șosetele. Foarte bun, da. Foarte bun. Cum vezi tu setul ăla de... Cum vezi setul de răsărit? Din ăsta, clasice. De ce, mă, nu? Setul de răsărit mi se pare că este... E clasic, da, e altceva. Schimbă cumva total fața festivalului. A, da? Să mor dacă m-am gândit la asta. Nu te-ai gândit niciodată, nu ce intră la ăla acolo, mamă... Știi care-i faza? Eu am o întrebare. De ce ești atât de masochist încât să pui lumea pe gânduri? Că la răsărit lumea are revelații, știi? Ai cuvântul, mă, de onoare, că nu-i hotărăsc ora la care intru. Nu, mă, da, serios, efectiv, stai la răsărit, asculti setul lui Raul Rusu la Liberty Parade, da, și îți imaginezi ce ai greșit, în viață, de ce te-ai înșelat nevasta. Tu duci la meditație, asta e mișto. De ce n-ai mașina pe care ți-ai dorit-o toată viața? Adică ne bagi în semi depresie. Da, de ce n-ai câștigat la 6 din 49? Exact, da, de ce? Și care-i faza? Dă-ne și nouă un răsărit ăla cu motivație. Dar tu stai, te gândești vreodată în timp ce ai un set... Mă, oare am plătit factura? Te gândești la alte chestii, așa, gen... Da, mă, te gândești... E un set foarte relaxat. Plătești factura, că e luni. Asta zic, e un set foarte relaxat, ceea ce faci. A, da? Bravo, felicitări. Ești un profesor pentru mine și vei rămâne totdeauna, cu toate că n-am venit să-mi dau examenul. Nu că n-ai venit să-ți dai examenul, n-ai venit la curs. Asta e și mai condamnabil. Raul este profesorul meu de DJ-ală, doar că... Te rog să mă crezi că am reușit să învăț să fac beatmatching-ul ăla. Nu cred, da, nu cred. Singur. Era în varză când m-am dus prima oară. Singur din resursele tale nebunatic. Știu să dau în stânga, în dreapta. Cum ai reușit? Și fii atent că fac, da, beatmatching pe o grămadă de stiluri de piese, de la dubstep la hip-hop, reggae și... Tractorașule. Absolut deloc, nu dau sync niciodată. Tractoraș. O să vă lăsăm un pic cu discuția asta. Stai un pic. Să revenim puțin în ceva relevant. Și clasic, și clișeic, da. Ideea este în felul următor. Tu stai dimineața, te uiți în zare, vezi foarte mulți oameni. Da, mi se par mulți de la un și ai foarte multă treabă. Fete dublu. Fete dublu, da. Ai foarte multă treabă acolo. Dar ai venit vreodată la eveniment cu prietena și ai stat vreodată cu grija aia? Bă, oare ce face mai mică pe acolo și cu cine? Nu? Trebuia? Niciodată n-ai venit cu prietena, niciodată de nu, când vii tu. Nu, ba da, dar nu mi-am făcut griji. Nu, mereu a venit cu prietena, dar nu o cunoștea înainte să înceapă să... Merge și varianta asta. Nu, vreau să întreb ceva clasic. Ia. Ce înseamnă pentru tine Liberty Parade? Știu că sună clișeic, numai că ești un om care a experimentat evenimentul de la începuturile lui și până acum și cred că ai trăit foarte multe. Bun, cinstit. De asta vin în fiecare an, pentru că nu mi-am dat seama ce înseamnă Liberty Parade. Știi? Trebuie să vin an de an. E diferit, se schimbă, e dinamic. Bine, era mai aproape data trecută, acum 2 ani, era mai aproape, pentru mine, de la hotel, știi? Nu se schimbă scena! Cred că se referă la vârstă, frate, fiecare pe filmul lui. Dar e ok, bă, mai ai în tine cel puțin 2 ani de Liberty. Mai duci 2 ani lejer, Raul, bravo! Se vede că te ții, ce mănânci, ce bei. N-ai vrea să știi. Bă, măi, mănânci sănătos? Un DJ mănâncă sănătos? Uite, asta n-am știut niciodată. Bă, micii știu că sunt sănătoși, ceafa la fel. Bă, DJ-ii au cea mai vicioasă viață ever. Viciile tale. Viciile lui Raul Rusu. Oh. Avem timp că ți le spun, știi? Adică am timp că ți le... 3. Fără muzică. Vicii. Comod? Vicea Jigulina. Vici, zic tu din ea. Așa. Bun. Viciile lui Raul Rusu. Cola. Bun. Bing. Înainte de cola. Sex. Merge înainte de cola și după. Da! Mai pot, ia, stai interviul ăsta, că eu nu mai... Bine că m-ai lăsat, noroc, este suc de soc, revenim cu ideea. Aha. Noroc, sănătate. Deci zici că nu decizi tu ora la care bagi, dar trebuie să fie al naibii de tare să bagi dimineața la răsărit.
Băi, da, după ce stai o noapte întreagă în zgomot, da, e foarte, foarte tare. Dar ce părere ai despre Umek? Băi, nu știu, abia aștept să-l ascult, dacă terminăm mai repede. Interviul ăsta îți dăm și ocazia, nu? Am înțeles. Dă-ne un mesaj pentru oamenii care n-au venit la Liberty Parade anul ăsta. Frate, de ce dracu n-ați venit? Chiar, de ce dracu n-ați venit? Ce? E moca! E moca! Da, e moca! Și... că vin la anul, mă, vin la anul. De fiecare dată merge vorba asta. Și încă ceva. Dă-mi în trei cuvinte ce urmează să se întâmple cu Raul Rusu pe scena Liberty Parade. Va pune muzică. Ok. Deci am consumat super multă bandă. Hai, nu vă rog frumos. Mergeți la locurile voastre. Radio 21. Stație de distracție.